Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări nu doar în fața micilor ecrane, ci și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV. Acolo puteți să dați și un subscribe și de fiecare dată veți primi mesaje din partea YouTube-ului că suntem în direct, că avem noutăți pentru dumneavoastră pe care merită să le urmăriți și vă mulțumim că faceți acest lucru în fiecare zi. Noutăți sunt și în ceea ce privește învățământul românesc, în ceea ce privește noile reguli care au venit așa una după alta și mulți au privit aceste schimbări drept o pedeapsă destul de mare pentru copiilor, pentru elevi, pentru cei care studiază în unitățile de învățământ. Unii au înțeles, să spunem, că sunt unele modificări mai mult decât de bun simț care trebuie respectate și în ceea ce privește telefoanele care trebuie lăsate deoparte, cel puțin în timpul cursurilor și comportamentul elevilor care trebuie să fie unul mai adecvat, să spunem, atunci când sunt la școală. Vorbim despre aceste lucruri, vorbim și despre activitățile ce urmează să aibă loc în cadrul Colegiului Național de Cebal din Deva cu invitatul meu, domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului de Cebal. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Și cu bune și cu rele, cam așa este învățământul românesc în ultimii ani. Dacă ar fi să calculăm câte modificări au fost aduse legilor educației în ultimii 20 de ani, cred că nu ne ajung 5 emisiuni să discutăm despre ele. Uneori și unii dintre părinți, dintre profesori se mai întreabă de ce dacă un lucru merge bine trebuie schimbat. Nu știu dacă suntem noi în măsură să răspundem acestor întrebări, noi doar încercăm să aducem în atenția celor care ne urmăresc și a părinților și a copiilor, a elevilor și a cadrelor didactice noutățile, să vedem cum pot fi ele implementate în toate școlile, pentru că și directorii au cumva pe un anumit sector mână liberă să facă sau nu aceste modificări. Sigur. Cum că ați abordat dumneavoastră aceste schimbări? Sigur că da. Și ultima variantă a legii educației a fost modificată de multe ori în acești aproape 2 ani. Sigur, avem regulamentele, avem ordinele Ministrului Educației care reglementează sau mă rog aduc completări la legea educației în sensul că fac precizări pentru punerea în aplicare a anumitor prevederi din lege. Am început noul an școlar cu un regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ, un regulament nou. Am început anul școlar cu statutul elevului, revizuit, deci aș putea să spun că un act normativ nou. De asemenea, avem precizări și metodologie nouă pentru acordarea burselor elevilor și pentru asigurarea transportului elevilor la școală. Avem, deci, multe noutăți și în această perioadă, de când a început școala, suntem în dialog permanent cu părinții, pentru că noi trebuie să informăm pe părinți să se înscrie în calendarele acestor metodologii
privind acordarea ajutoarelor sociale, a burselor, transportul elevilor. Trebuie să cunoască părinții regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Asta înseamnă că deja au fost organizate întâlniri tet-a-tet cu părinții? Da, au fost organizate, sigur că da, ședințe cu părinții, să le spunem. Participă părinții la aceste ședințe? Să știți că participă. Părinții sunt interesați, participă, noi îi informăm, foarte multe clase deja au avut, dirigenții au avut întâlniri cu părinții, urmează să mai aibă loc întâlniri. Acum ne ajută vrem și tehnologia foarte mult. Vrem să ne asigurăm, sigur, vrem să ne asigurăm că părinții sunt informați. Numai în felul acesta ei pot fi parteneri activi ai noștri și pot să ne sprijine în procesul de instructiv care are, educativ care are loc în școală. Cum au primit părinții aceste noi reglementări în ceea ce privește și statutul elevului și obligațiile pe care și părinții le au, pentru că și aici au fost destul de multe discuții. Sigur că da. Și de sancțiuni, de aplicarea unor sancțiuni, inclusiv părinților. Da. Să știți că părinții elevilor din școala noastră au fost foarte receptivi. Foarte mulți părinți au cunoscut deja, au citit aceste acte normative. Urmează să le punem la dispoziție în zilele următoare și un regulament intern pe care noi acum îl elaborăm pe baza acestor prevederi ale Legii Educației Naționale, ale ROFUIP-ului, ale statutului elevilor. Un regulament intern, adică mai adaptați puțin. Mai adaptăm puțin la specificul școlii. Le punem la dispoziție și acest regulament intern și cred că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Vreau să precizez că nu am avut probleme de niciun fel. Părinții au respectat prevederile regulamentelor care au existat și până acum, și elevii. Nu am avut abateri disciplinare grave care să impună măsuri disciplinare aplicate elevilor. Sigur, regulamentele prevăd nu numai sancțiuni pentru elevi, dar și pentru părinți. Dacă mă refer la obligativitatea frecventării școlii, sigur, părinții au această obligație și dacă nu se achită de această obligație, sigur, se aplică sancțiuni. Noi nu am avut situații de felul acesta, nu avem probleme majore cu absenteismul școlar și nu avem abandon școlar, dar sunt foarte multe școli care se confruntă cu asemenea probleme și atunci, sigur că în primul rând trebuie regulile. Să directorii școlilor, profesorii, diriginții trebuie să informeze familiile, să se asigure că își cunosc obligațiile părinții și sigur dacă nu respectă aceste prevederi legale și nu asigură frecvența elevilor, copiilor lor la școală, elevilor noștri, se aplică sancțiuni. Ce faceți cu telefoanele mobile? Ați reușit să gestionați această situație? Da, să știți că am urmărit cu atenție această problemă. Cred că am mai spus aici în studio la dumneavoastră că am discutat împreună cu colegii mei și au libertatea să gestioneze acest comportament, să gestioneze acest comportament, dar rămânem la ideea că elevii nu au voie să utilizeze telefonul mobil în timpul activității didactice, în timpul orelor. Există acolo în regulament o prevedere că poți să utilizeze telefonul mobil în scop didactic. Și
Aici eu am făcut precizarea că ar fi bine să nu utilizeze elevii telefonul scop didactic, pentru că fiecare clasă are o conexiune la internet, are o tablă, are, unele clase au două table inteligente și dacă avem nevoie, sigur că da, dacă avem nevoie de informații de pe internet și de proiecții, de atunci avem tablele inteligente pe care noi le folosim, ele sunt la vedere, informațiile sunt la vedere și nu trebuie să creăm aceste momente de, le spun eu, dezordine în clasă, să luați telefoanele, căutați, intrați pe Google, pe YouTube și așa mai departe. Profesorul trebuie să gestioneze această problemă. Sigur, au existat și discuții că ar fi bine să fie telefoanele adunate la începutul orei, este la latitudinea profesorilor, dar încă nu am văzut în sălile de clasă că se adună aceste telefoane în cutii speciale și rămân undeva acolo pe pervaz până la terminarea lecțiilor. Deci telefoanele mobile nu trebuie utilizate în timpul activității didactice, elevii nu că ar transmite lucruri nepotrivite din timpul orei, dar ei utilizând telefonul nu mai sunt atenți la informațiile pe care atenția profesorul le transmite. La urma urmei, noi în clasă nu avem nimic de ascuns. Profesorul trebuie să aibă o atitudine corectă, să își predea lecția, elevii să fie atenți, să pună întrebări, să existe o atmosferă plăcută în timpul orelor. Activitatea didactică este publică. Să știți că eu am avut în timpul activității didactice părinți care au dorit să participe la mine la oră și le-am dat voie. Ora este deschisă, au văzut cum se desfășoară ora. I-am întrebat la sfârșitul orei dacă le-a plăcut, au spus că le-a plăcut, nu știu dacă le-a fi plăcut sau nu, dar au fost foarte politicoși. Eu cred că școala și activitatea didactică trebuie să fie conectate la comunitate și să avem o mai mare deschidere. Sigur, nu trebuie să creăm un haos în felul acesta, să creăm dezordine, vine dar oricine, dacă oricând, sigur oricum că da, dacă avem prilejul să avem niște activități unde să invităm părinții, să ținem activități împreună cu părinții și cu elevii, trebuie să o facem. Mai mult, aceste activități au loc la clasele primare. Chiar și la gimnaziu în clasele mici. Diriginții organizează asemenea activități chiar la începutul anului școlar, mai multe activități pentru clasele de început, să părinții să se cunoască, elevii să se cunoască, să socializeze, să creeze un climat de bună colaborare în clasă. Și dincolo de reguli, dincolo de aceste noi reglementări, cum este firesc toamna, cei care sunt în clasa noua au parte așa de primul bal cel mai important din viața lor, să spunem așa. În primul rând, este o etapă nouă din viața lor, liceul, dar înainte de a intra așa în pâine, cum se spune, în viața de licean, au parte de un eveniment care cu siguranță multora le marchează așa în adolescența. Balul bobocilor. Da. Care balul bobocilor, sigur că da. Am avut o pauză de 2 ani și generația aceasta care sunt acum în clasa 12, care trebuie să organizeze balul bobocilor, ei n-au avut parte de balul bobocilor pentru că a fost pandemie. Și să știți că am observat că nu le este chiar ușor să organizeze. Dacă n-au trecut prin
într-un bal și n-au văzut cum se organizează și ce implică și câtă muncă trebuie să depună încât spectacolul acesta, că de fapt este un spectacol, să iasă foarte bine. Au avut destul de mult de muncit. Da, într-adevăr. Dar o fac ca și cum ar fi și pentru ei, tocmai sigur, pentru că nu au avut parte de, da, de balul bobocilor în 2020. Dar noi nu renunțăm la această activitate. Elevii participă cu mult entuziasm și în această săptămână, joi după masă, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, va avea loc balul bobocilor pentru elevii claselor a noua. Veți fi acolo cu siguranță? Sigur, mă gândesc că ați stat și cu ochiul la repetiții, știți ce se va întâmpla? Și diriginții și profesorii și ceilalți colegi ai lor vor participa, va fi un spectacol foarte frumos, știu despre scenariul, ce va fi vorba, scenariul, da, tema balului. Vă las să fie o surpriză, nu aș vrea să dau prea multe detalii despre acest eveniment pentru că copiii au muncit foarte mult și să vedem pe scenă. I-am sprijinit cu tot ceea ce au cerut încât să nu ducă lipsă de ceva, să poată să fie un spectacol frumos, așa cum de fapt elevii decebaliști au organizat în fiecare an și iată, este o tradiție. Așa cum spuneați înainte de emisiune, Colegiul Național Decebal deschide balul sau balurile bobocilor în municipiul Deva. Da, într-adevăr, este primul, deci vă așteptăm joi după masă la ora 17 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Cu siguranță sala va fi arhiplină pentru că sunt și prieteni, poate și elevi și părinți, de la alte școli care își doresc să participe părinți, la sunt, eveniment. Da, vor avea prioritate elevii claselor a 9-a, 12-a, elevii școlii noastre, părinții, rudele, bunicii, sigur acestora. Că da, da, ca de fiecare dată vor fi foarte multe emoții, galerii, se pregătesc galeriile, sunt, este un eveniment important în viața școlii noastre. Da, un eveniment la care lucrează foarte mulți elevi acum în această perioadă, indiferent de vârsta pe care o au, și-au unit forțele pentru a putea să facă un spectacol frumos și reușit. Cu siguranță va fi un spectacol frumos, va fi un spectacol reușit. Și mergem mai departe pentru că aici la Decebal organizați destul de multe, uneori aș spune eu prea multe evenimente. Poate sunt prea multe evenimente, sunt prea multe uneori. Da, poate dar, mai și că deranjează câteodată. Nu știu pe cine deranjează, poate pe alții de la alte școli, dar pe acești elevi pe care îi aveți aici la colegiu, nu știu cum faceți, de îi adunați foarte des la oaltă, indiferent de vârstă, repet, că vorbim de clasa 9-a, 8-a, 12-a și se unesc așa forțele, fie că vorbim despre robotică, fie că vorbim despre anumite evenimente care sunt menite să vorbească și să arate mai mult ce înseamnă integrarea copiilor care sunt speciali. Da. Fie că vorbim de orice altă activitate, că se desfășoară în interiorul colegiului sau în afară, așa cum a fost și cazul recent al unui eveniment care a avut loc, cred că sâmbătă în Piața Unirii din Deva, reușiți să-i uniți și să-i scoateți așa puțin din cotidian. Da. Da, așa este. Pe lângă balul bobocilor, care este evenimentul care marchează începutul anului școlar, vor mai fi două evenimente mari în această săptămână.
Tot joi dimineața, pe platoul din Piața Unirii, vom marca în fața primăriei din Deva, va avea loc un eveniment care va marca Săptămâna Europeană a Sporturilor. Colegii mei care predau educație fizică și sport au pregătit mai multe evenimente, dar joi elevii claselor primare se vor aduna în fața primăriei, în Piața Unirii și vor dansa, vor face sport, vor face mișcare timp de 20 de minute. Va fi și muzică. Vă alăturați și dumneavoastră evenimentului? Da, sigur că da. Ne alăturăm și noi, profesorii, și va fi un eveniment, spunem noi, interesant. Tot joi sau vineri, încă nu am stabilit, tot aici în Piața Unirii din Deva vom amplasa două coșuri de basket și elevii noștri vor juca basket și vor invita trecători, doritori care doresc să facă sport. Timp de 2 ore vor fi acolo amplasate aceste coșuri de basket și împreună cu profesorii de sport vor juca basket. Vom avea și fitness în parcul cetății. Deci vom marca și noi, ca și alte instituții, Săptămâna Europeană a Sporturilor. Trecem de joi, vineri, din nou o activitate care a devenit tradiție în școala noastră. În ultimul weekend din luna septembrie, în curtea școlii se organizează un târg de științe sub egida Noaptea Cercetătorilor. Vor fi standuri în care profesorii, elevii, instituții din Deva sau din împrejurim pe care noi i-am invitat vor prezenta elevilor tehnică de analiză a substanțelor, roboți, laboratoare mobile, exact, laboratoare mobile, laboratoare mobile de analiză a drogurilor, vom avea campanii de de protecție a mediului. Am adus alături de noi și alte instituții școlare, dar am adus și Agenția pentru Protecția Mediului, am adus și APA Prod Deva, am adus și Poliția Județului Hunedoara, pentru că toate aceste instituții și dacă mai sunt doritori care ar vrea să vină să participe, să-și organizeze standuri, îi primim cu mare plăcere. Aceste instituții își prezintă tehnica de care beneficiază pentru a-și putea îndeplini obiectivele. Atât Poliția Română, cât și Protecția Mediului. Și eu sunt curios să văd laboratorul de analiză aerului, un laborator mobil. A fost câteva zile la Hunedoara, nu am reușit să ajung acolo, dar iată că vineri după masă va fi în curtea liceului. Da. Vom vedea și cele două laboratoare mobile de la APA Prod. Este o premieră
când specialiștii de la APAPROD vor prezenta cele două laboratoare de curând achiziționate, unul pentru analiza apei potabile și una pentru analiza apelor industriale. De asemenea, vor fi prezentări de roboți. Roboți pe care elevii nu de la roboți pe care elevii de la colegiul nostru i-au realizat activitatea cercului de robotică. Vor fi standuri în care profesorii de biologie, de fizică vor prezenta anumite experimente interesante pentru copii. Deci pe parcursul a două ore, trei ore, vrem să atragem tinerii înspre științe, să le arătăm preocupările și aplicațiile cunoștințelor pe care ei le dobândesc în timpul activităților didactice, aplicații în industrie și sau în alte domenii. Nu este un eveniment dedicat exclusiv decebaliștilor. Nu este un eveniment, este un eveniment deschis în fiecare an și anul acesta am invitat unitățile de învățământ din DEVA, elevii să vină să vadă aceste standuri. Să știți că vin foarte mulți părinți cu copii, sunt copii atât de la grădiniță, foarte interesați și pentru ei avem și standuri de joacă, de pictură, de Lego. Vin copii de grădiniță sau chiar elevi de liceu și sigur să știți că revin și absolvenții noștri să vadă frumos, cei care au fost antrenați în ei această activitate în anii trecuți, îi vin să vadă ce mai vin, este nou, vin nu? Să cu vadă ce cum am organizat în acest an, să vadă colegilor cum s-au implicat. Trebuie să vă spun că pentru organizarea acestui eveniment au fost implicați nu numai profesorii, dar și elevii. Cum este și firesc, da. Sau cum ne-ați obișnuit. Da, în da, am implicat și elevii și eu cred că va fi un eveniment interesant. La fel, sau poate mai interesant decât edițiile precedente, pentru că nu este pentru prima dată când se organizează acest eveniment. Deci în premieră standul de chimie va prezenta această tehnică modernă de analiză a aerului și apei. Și cine știe, poate parte dintre elevi vor fi interesați să meargă pe această ramură și poate vor sigur ajunge că da. La universități sigur că da. Care sigur că da. Să le ofere să știți și un că noi loc de muncă. Avem elevi și nu chiar puțini, foști membri ai cercului de robotică care sunt la Politehnică, studenți la secțiile de robotică. La Cluj, la își transformă pasiunea la Cluj, în carieră. Sigur că da, la Cluj, la Timișoara și eu cred că ceea ce au învățat aici în timpul liceului îi vor ajuta nu numai în timpul facultății și după. Și în timpul liceului sigur. Să nu uităm că acești elevi își rup din timpul lor liber în cea mai mare sigur. Parte pentru a da, să știți că fi aici la aceste cursuri elevii de robotică, care participă, la fel și profesorii. Dacă ați dat exemplu cercul de robotică, să știți că elevii lucrează în afara programului școlar. Ei nu lipsesc de la ore să participe. Și nu-i obligă da, nimeni să facă acest da, lucru. Își asumă rezultatele la învățătură. Să știți că nu poți să ai 10, numai 10 pe linie și după ora 3, după ora 4 să stai în atelierul de robotică și să decupezi tablă, să programezi calculatorul, să robotul, să știu eu, să realizezi anumite circuite. Nu prea se poate.
Da? Și ei trebuie apreciați, acești tineri, pentru ceea ce fac, pentru munca lor, pentru dăruirea lor. Deci nu prea amestecăm activitatea didactică, școala, cu activitățile extrașcolare. Să spunem că renunțăm la școală pentru activități extrașcolare. Nu. Aceste pentru activități că obiectivul principal, vin în completare. Chiar de aceea le spune, sunt extrașcolare, activitatea de bază este activitatea la clasă. Și activitățile, sunt convinsă că nu se vor opri aici, cel puțin cu siguranță, până la finalul anului veți mai organiza. Și sigur că da, avem foarte multe activități. Sunt convinsă că uneori și elevii vin spre dumneavoastră cu propuneri pentru diferite sigur evenimente. Sigur că da, sigur că da. Avem elevi cu foarte creativi, avem Consiliul Școlar al Elevilor care organizează activități interesante și noi îi sprijinim foarte mult. Avem cluburile de voluntariat care funcționează în școală, Clubul Interact și Clubul Leo. Deci, să spun așa, școala noastră e o școală vie. Tot timpul se desfășoară activități, există o emulație, profesorii participă și sprijină elevii în activitățile lor și cred este că și este un lucru bun. Este și firesc să fie așa. Adică să existe și respectul acela elev-profesor și viceversa, bineînțeles, da. Dar să aibă parte și de astfel de activități extrașcolare, cum sunt ele denumite, pentru a putea să se lege anumite relații poate mai puternice. Sigur și elevii da. De cele mai multe ori cred că prind o mai mare încredere în ei atunci sigur când sigur că da. Și în felul acesta noi îi cunoaștem mult mai bine pe elevi. Da, interacționăm cu ei într-un alt mediu și putem să îi sprijinim în dezvoltarea lor. Așadar contează foarte mult, nu? Da. Și pentru profesor, dar și pentru elevi să sigur. Fie angrenați în astfel de activități, sigur. Pentru că știu, noi am mai discutat și în cadrul altor emisiuni și îmi spuneați cât de mult contează și conduita profesorului atât la da. Școală cât și în timpul liber, sigur. La fel cum ar trebui cel puțin să conteze și comportamentul pe care elevii îl au, chiar și părinții, sigur. Și la școală, dar și în timpul liber. Și cred că aceste reguli, până la urmă, de bun simț, nu ar trebui neapărat să fie scrise în regulamente emise de către Ministerul exact, Educației, da. Ci sunt niște reguli nescrise da. Pe care ar trebui să le respectăm. Așa este. Se respectă? Eu cred și repet, v-am mai spus și aici, eu cred în exemplu pe care îl putem da noi profesorii, elevilor noștri și cred că nu ar trebui să fluturăm în fața elevilor regulamentele și statutul și sancțiunile. Ar trebui să le oferim exemple de conduită, noi profesorii, să avem un parteneriat real și un parteneriat continuu cu părinții și în felul acesta nu vom avea sincope în activitatea noastră și elevii se vor simți bine în școală. Și apropo de sincope, în fiecare an profesorii susțin și ei examene, unii dintre ei, bineînțeles. Ați reușit să acoperiți toate posturile, aveți suficient de să mult, știți, să spunem, cu mari profesori eforturi. Pentru fiecare disciplină? Da. Să știți că cu mari eforturi am reușit și am acoperit toate disciplinele de, ce aceste de eforturi? Învățământ. Pentru că la nivel național există un mare deficit de cadre didactice, în special cele care predau științe, matematică și științe, și atunci trebuie să apelăm la profesorii pensionari dacă la bunăvoința lor să dea o mână de ajutor școlilor să
poate începe anul școlar. Să știți că școala nu poate începe, sau o clasă nu-și poate începe activitatea dacă nu are profesor de matematică, dacă nu are profesor de fizică, și sigur, noi suntem cam pretențioși că vrem să-i avem și pe cei mai buni profesori. Dar că da. Situația la nivel național sigur, am reușit e și de în mai anul sunt tineri care nu avem dificultăți să devină profesori pentru anumite materii. Eu îi încurajez pe tineri să vină, să nu creadă că profesia didactică este o profesie ușoară. Ei trebuie să știe că în fața elevilor trebuie să te prezinți cu un bagaj de cunoștințe solid, trebuie să te pregătești pentru fiecare lecție și de fapt activitatea profesorului într-o zi nu sunt cele 4-5 ore, ci sunt mult mai multe. Pregătirea unei lecții durează ore întregi și o pregătești indiferent de vechimea pe care o ai în învățământ. Să știți că elevii sesizează dacă noi ne ducem în fața lor cu improvizații sau cu amintiri. Ei sesizează dacă lecția a fost bine pregătită, da? Dacă profesorul este stăpân și simt imediat nesiguranța înțeleg, poate unui cadru didactic. Sigur că da, ei simt nesiguranța. Și o sigur că da, și atunci pot să apară anumite probleme în clasă, dar toate pot fi depășite prin munca continuă a profesorului. Deci și cel care este debutant și cel care mai are câțiva ani până la pensie trebuie să-și pregătească lecția cu mare responsabilitate și să nu apară în fața clasei cu improvizații. E greu să se adapteze unele cadre didactice la sigur, tot ceea ce înseamnă da. Poate și tehnologie și eu, modul în care interacționează cu acești copii ai secolului 21. Nu e ușor. Dacă ai cunoștințe solide de specialitate în primul rând, dacă ai cunoștințe solide de pedagogie și psihologie și cunoștințe de metodica disciplinei, lucrurile merg bine. Dacă ceva lipsește din aceste trei surse de inspirație pentru activitatea didactică la clasă, dacă ceva lipsește, ceva nu merge, atunci lecția se transformă într-o improvizație, pot să spun chiar de multe ori într-o improvizație grosolană și lecția nu își atinge scopul, profesorul își pierde din credibilitate, pot să apară probleme majore. Deși pe umerii profesorilor în ultimul timp au căzut destul de multe lucruri pe care trebuie să le facă. Trebuie să fie profesor, trebuie Doamne. Să fie un bun psiholog, trebuie să fie și medic, dacă sigur, situația o cere, trebuie să fie și un fin observator atunci când, iată, avem de-a face poate cu consum de alcool, de droguri, exact. Poate bullying, pentru că acestea sigur sunt cumva da. Cele mai actuale aspecte și negative eu aș completa. Din școli. Acum vă completez. Vă rog. Trebuie să fie și secretară, trebuie să fie și contabil, pentru că dirigintele verifică listele pentru burse, dirigintele verifică listele și informează și se ocupă de transportul elevilor, dirigintele verifică în primă etapă documentele financiare ale familiei, să vadă dacă elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea burselor. Și întocmirea deci sunt foarte, foarte multe. Exact, îți ia timp și responsabilitate maximă. Deci nu numai ce ați spus dumneavoastră, dar trebuie să fie și secretară, trebuie să fie și e cea mai bună și jurist, aceasta, trebuie de să a fi fie de economist. Toate. Acum
mai spuneam că profesorul face de toate în școală, n-ar trebui să facă decât ceea ce a învățat în timpul facultății și lucrurile acestea administrative, treburile acestea administrative trebuie să le facă alții. Și de ce nu le fac personal alții? Cei care sunt specializați, dar exact. Să înțelegem atunci că poate și acele majorări salariale pe care le-au avut cadrele didactice în ultima perioadă au venit pentru a le da cumva și mai multe sarcini, că spuneați puțin mai devreme de toate aceste lucruri pe care trebuie să le facă un diriginte, un profesor în cadrul școlii. Asta a fost oare și ideea acestor majorări? Nu cred. Sperăm să nu, nu? Da, sper să nu fie acesta motivul pentru care s-au acordat majorările salariale. Să știți că aceste majorări nu s-au acordat în totalitate așa cum au fost negociate. Profesorii au beneficiat de o creștere salarială, dar din punctul meu de vedere nesemnificativă. Și dacă ne referim la profesorii debutanți, salariile lor de asemenea au rămas foarte mici în continuare. Ele nu motivează un absolvent foarte bun de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică să vină în învățământul preuniversitar, să devină profesor în Deva, în Șoimuș, în Ilia, în Brad sau în Orăștie. Cred că ar trebui regândită grila de salarizare și am mai spus, sunt diferențe majore între salariile unui debutant și salariile unui profesor cu vechime peste 25-30 de ani. Deși pretențiile la clasă sunt aceleași și fișa postului este aceeași. Aceasta este unul dintre motivele pentru care tinerii nu mai rămân și cei care vin stau un an sau doi și pleacă din învățământ. Chiar în alte domenii, exact. Pentru că ei nu sunt, ei văd ce se întâmplă în școală. Văd că un absolvent are salariul pe care îl am extrem de mic, știe ce salar am eu și amândoi avem aceleași atribuții în școală. Vedeți, elevii sunt recompensați atunci când participă la anumite competiții, la anumite olimpiade, în sigur, funcție de performanță. Sigur. Credeți că ar funcționa sau ar putea să funcționeze și salarizarea debutanților, să spunem, și nu numai, în funcție și de performanțele pe care le au? Sigur că da. Sigur că da. Ar fi, iată, lucru foarte bun să motivezi acordând un spor la salar unui debutant care performează foarte bine în primii ani de activitate. Pentru că sunt profesori, sigur, de 7 poate, care cere elevului să fie de 10. Din păcate. Sau poate chiar cu o notă mai mică. Cu o notă poate mai mică, exact. Și sunt, da, profesori de 10 care poate știu să pună altfel problema și să-l determine pe acel elev de a fi printre cei mai buni. Și atunci cumva poate ar trebui, sigur, găsită că da, o poate altă formulă și care... acest criteriu, salarizare în funcție de performanță. Mai avem până acolo, dar, cum spuneam la începutul emisiunii, la cât de obișnuiți suntem noi cu zeci, sute de modificări ale legilor, sigur, educației. Așteptăm următoarea cu modificare. Cu siguranță vom avea parte și de noi și noi modificări și din, da, acest punct așa de vedere. Acum rămâne de văzut că se încheie acest an care a fost super și este în continuare super electoral. Vedem ce s-a întâmplat din 2025 încolo, dacă mai vorbim despre majorări salariale sau despre
austeritate. Sau despre austeritate, exact. Mult a fost, puțin mai este, știți, astră vorba aceea. Așadar, final de an, nu de an școlar, de an calendaristic. An școlar este, suntem abia la început. În primul modul. În prim modul, exact, că am revenit. Exact. Să fim în spiritul legii. În spiritul legii cu module. Așteptăm și vacanțele, cred că sigur, nu imediat, că da, nu să mai dureze vacanța mult. Vacanța în luna octombrie va fi prima vacanță. Nici nu au intrat bine, cred că în ritm și iată, da. Vor fi toți, ne vor fi în vacanță în sigur octombrie. Că da. În luna octombrie avem, la sfârșitul lunii octombrie, avem o săptămână de vacanță. Parcă mi se face și mie dor de școală așa când aud aceste vacanțe și modul în care se desfășoară lucrurile. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ați mai adus noutăți celor care ne urmăresc, părinților, dar și elevilor, cu siguranță, chiar dacă organizați întâlniri și probabil și unele informări pe WhatsApp și pe toate canalele acestea care ne sunt la îndemână acum. Sunt convinsă că și prin intermediul nostru reușiți, doamnelor, domnilor, să aflați lucruri noi. Mult succes vă doresc în toate activitățile pe care le desfășurați. Mâine, balul bobocilor la Colegiul Decebal. O să vedem cine va fi Miss Mister. Cu siguranță ne vor dezvălui imaginile care vor rula, cred că, pe toate rețelele de socializare. Da, sigur. Da. Multă baftă le dorim și noi acestor tineri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!